președinte! Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și voi începe cu un lucru simplu și direct. Liviu Dragnea spunea că e bucuros că suntem împreună astăzi aici toți conducătorii Uniunii Social-Liberale, primul ministru al României, noi, președinții partidelor Uniunii, ca să vă cunoaștem. Eu, dragii mei, vă cunosc de mult. Vă cunosc pasiunea, vă cunosc căldura, vă cunosc potențialul, vă cunosc dorința de a trăi bine în țara noastră, pur și simplu. De a trăi bine prin muncă, prin solidaritate, prin dreptate și prin capacitatea fiecăruia dintre noi de a-și putea sluji familia, țara, comunitatea aici și nu în altă parte. Pentru asta lucrăm toți pentru dumneavoastră. Și pentru asta sunt bucuros că astăzi, cu pasiunea, cu căldura, cu susținerea pe care le știu dintotdeauna, sunteți alături de noi. Deci înainte de toate vreau să vă mulțumesc și să vă spun să vă țină Dumnezeu așa cum vă știu și cum vă văd. Noi toți oamenii care suntem astăzi împreună cu dumneavoastră, nu am venit pentru că nu e nevoie să vă spunem că Victor Drăgușin este și va fi primarul Alexandriei pentru că e cel mai bun. Dumneavoastră știți mai bine decât mine că este și va fi cel mai bun primar pentru Alexandria. Nu trebuie să vă spun eu de ce, știți mai bine decât mine. Eu vă spun doar că sunt onorat să fiu în calitate de coleg alături de Victor Drăgușin, actualul și viitorul primar, aici, în fața dumneavoastră. Nu este nevoie să vă spun de ce. Liviu Dragnea trebuie să conducă în continuare acest județ. Știți mai bine decât mine, sunt doar bucuros să vă spun că sunt onorat să fiu alături de el, în fața dumneavoastră, acum și întotdeauna. Eu vreau să-i mulțumesc și lui Liviu Dragnea, și lui Victor Drăgușin pentru faptul că au înțeles între primii că trebuie să ne unim forțele împotriva răului, că trebuie să construim ceva împreună trecând peste toate cele ce ne-au despărțit în trecut și poate ne vor despărți înspre viitor. Că au înțeles în acest moment că România are nevoie de noi împreună. Și vreau să spun în fața dumneavoastră un lucru care ține de istoria noastră, mică sau mare, vom vedea. În ziua de 7 decembrie 2010, m-am întâlnit cu Liviu Dragnea. Nu cu președintele Consiliului Județean Teleorman, nu cu secretarul general al PSD, pur și simplu
m-am întâlnit cu Liviu Dragnea și am stat ore întregi de vorbă și am vorbit despre acest proiect care părea imposibil multora dintre noi, care le părea imposibil adversarilor noștri. Și la capătul acestor discuții ne-am strâns mâna și am spus: hai să o facem! Și am făcut-o! Azi Uniunea Social-Liberală există! Azi Uniunea Social-Liberală există, e mai unită, mai puternică decât oricând. Azi Uniunea Social-Liberală a dărmat un guvern incompetent, corupt și trădător. Azi Uniunea Socială are un guvern care conduce România. Astăzi Victor Ponta este primul ministru al României și al Uniunii Social-Liberale. Eu vreau să vă spun, dragi prieteni, că am evocat această întâmplare adevărată. La fel de adevărată cum e adevărat că avem prim-ministru și că vom avea președinte și că vom conduce această țară înspre bine. Am evocat-o ca să înțelegem și să fim toți părtași la ideea că există partide și trebuie să existe. Există doctrine și trebuie să existe. Există personalități greu de pus la un loc. Dar există momente în istoria unei țări în care oameni își asumă peste partide, peste doctrine, responsabilități în fața destinului unei țări. Asta am făcut noi și n-am făcut-o doar pentru a scoate din scena politică PDL-ul. N-am făcut-o doar pentru a-l scoate din scena politică pe Băsescu. Am făcut-o pentru mai mult. Am făcut-o pentru România. Și câțiva ani cu guvern, cu administrație locală, cu președinte, cu majoritate parlamentară, trebuie să rămânem împreună până mișcăm România, până o punem pe direcția bună, până instaurăm legea în această țară, până instaurăm ordine în această țară, până facem ca în această țară oamenii să vrea să rămână, să muncească, să câștige, să trăiască și să-și lase pe mâna copiilor viitorul acestei țări. Asta trebuie să facem împreună la Teleorman și în toată țara. Eu vă mai spun un lucru care nu ține de politică. Nu devin prieten cu oricine, dar niciodată nu mi-am trădat și nu vom trăda prietenii. Și vă spun că azi Victor Ponta, Liviu Dragnea, Victor Drăgușin, Marin Almăjan sunt prietenii mei. Și voi merge cu ei până la capăt. Și capătul nu e cum n-a fost căderea acestui guvern, nu e nici câștigarea alegerilor locale, nu e nici câștigarea alegerilor generale, nu e nici câștigarea alegerilor prezidențiale. Capătul este momentul în care vom putea spune: prieteni, România e în picioare, România e normală, acum putem să ne despărțim. Și așa voi face, mă angajez în fața dumneavoastră, alături de prietenii mei, alături de partidele noastre, alături de așteptările, de speranțele și de drepturile dumneavoastră. Așa să ne ajute Dumnezeu! Succes!
Victor Ponta, succes Liviu Dragnea, succes Victor Drăgușin, succes PSD, succes PNL, succes Daniel Constantin și Partidul Conservator, succes Uniunea Social Liberală, Dumnezeu să binecuvânteze România! Vreau să-i pun o întrebare. Stați puțin că nu poți să-i prinzi de aici și să plece fără promisiuni. Domnul Victor Ponta... Domnul Victor Ponta și-a luat angajamentul ca autostrada Sudului București-Alexandria-Slatina-Craiova-Timișoara va fi demarată în acest an ca și studii. Așa este, domnule prim-ministru. Da. Și-a luat angajamentul că se vor finaliza, vi s-a finalizat toate documentația pentru a începe investiția majoră hidrocentrala de la Izlaz. Lasă-i microfon. Asta, da. Domnul Daniel Constantin și-a luat angajamentul că va face tot ce stă în putință. Va ține cont de toate propunerile noastre pentru ca în Teleorman cei care lucrează pământul să trăiască din ce în ce mai bine. Cu siguranță. Și vreau să-i smulgem un angajament colegului și prietenului meu, Crin Antonescu. Vă întreb pe dumneavoastră, unde trebuie să înceapă campania electorală pentru prezidențiale, domnul Crin Antonescu? Unde începeți campania, domnule președinte? Problema, dragă Liviu, problema României nu e unde. Problema României nu e unde începe campania prezidențială, ci când. Și totuși, unde începe? Dar dacă, la întrebarea când, nu putem ști răspunsul noi acum, putem să ne hotărâm că atunci când va începe aici, la Alexandria din Teleorman, nu din Egipt, pentru că, nu de alta, dar suntem aici toți cei care o putem câștiga. Dumneavoastră și noi. Doamne ajută! Stimați teleormăneni, să le mulțumim. Dați-mi voie să le urez succes colegilor noștri candidați pentru primăriile din județul Teleorman și să-i asigur și eu și dumneavoastră că o să-i ajutăm să câștige alegerile. Dați-mi voie să-l prezint încă o dată pe colegul meu și prietenul meu vechi. Cel mai bun prieten. Președintele PNL Teleorman, Marin Almăjan. Și să-l asigur de toată prietenia mea. Și în final, să le urăm multă sănătate, mult succes acestor oameni de stat și să le mulțumim că ne-au făcut onoarea să fie astăzi lângă noi. Vă iubesc și vă prețuiesc! Să trăiți un bun!